al treilea World Grand Prix al anului din circuitul Super Combat a avut loc sâmbătă la Constanța. Cristian Riste, reprezentantul României în turneul mondial la categoria Super Cruiser, a fost eliminat în semifinale. Gladiatorul, așa cum este poreclit, a avut o intrare demnă de un rege, însoțit de cântăreți care au cântat ori la bal, ori la spital. Acesta a început curajos duelul cu spaniolul Moises Baute, însă adversarul a revenit la cârmă și s-a impus prin knockout în runda a treia. Baute a și reușit de astfel să câștige turneul tot după un succes în runda a treia cu englezul Mike Terrell, câștigătorul selecțiilor Super Combat din Marea Britanie. A fost mult mai puternic și mult mai experimentat ca mine și greutatea. Și la greutatea a fost mult peste mine și am avut și parte de un blocaj psihic. Cristian Ristea se va bucura acum de o vacanță bine meritată, iar din toamnă se pregătește să urce din nou în ring. Deocamdată o să-mi iau o vacanță de odihnă și după anunță o gală în luna septembrie. Gladiatorul nu renunță la visul său de a aduce în vitrina clubului dâmbovițean, respect Jim Găști, centura de campion mondial la categoria 92 de kilograme. Vreau să țintesc cel mai înalt punct, adică centura de campion mondial super cumpă la categoria 92 de kilograme.